Salut și bine ați venit pe canalul meu. Enake Mihai Gameplay și azi voi juca Euro Truck Simulator. Am jucat eu puțin singur, am vândut Mercedes-ul și mi-am luat un DAF. Modelul ăsta nou. Frumos el așa, DAF-ul ăsta. Dar tot nu-mi place. Tot Volvo era mai bun. Tot Volvo era avea viteză mai mare. Volvo avea rezervorul mai mare. Da. O să joc asta ceva timp. Până fac bani să mai iau un garaj. Și după o să încerc MAN. Să-mi iau și un MAN. După MAN o să-mi iau Scania. Și după Scania ce mai e? Mai e vreun tir? Nu cred că mai e niciun tir. Cred că acum intru în Franța. Ba nu. Intru în Belgia. Welcome to Belgium. Where the grass is green. And the cows are eating the green grass. Green grass. Și cum ziceam, acum continuăm pe drumul nostru din suburbiile Belgiei. Facem și niște depășiri pe aici. Pe tirul ăsta am pus cel mai mare motor care l-am deblocat. Nici nu m-am uitat câți cai are. Dar știu că era ultimul, adică l-am luat full. Cutia de viteze schimbată, motor schimbat. Șasiul am rămas cu același, nu prea îmi plac alea duble, că îți micșorează rezervorul. Și dacă micșorează rezervorul, nu prea ai spor așa. Aia era XF-ul ăla vechi. Da. Ce urăsc eu la Franța, când o să ajung, deocamdată n-am ajuns în Franța. Dar când o să ajung, futu-s gura mătii. Cineva m-a prioritizat. A, avea încetează trecere. Da. Îmi cer scuze. Avea încetează trecere. Da, 5% damage. Și săracul Tyrion nu nouț. Săracul. Nu am problem. Reparăm. Nu e nimic din ce nu se poate repara. Uite, am făcut 234 de kilometri cu tirul ăsta. Deci e proaspăt scos din fabrică. Și mai am 310 până ajung cu remorca asta în Franța, la Paris. Le Paris. La Paris mergem. Să vedem le tour de Eiffel. Nu am avut niciodată franceza. Super, 20.000 mi-a luat banca. Vai mama și steaua mea. Deci trebuie să fac 20.000 într-o zi. Să fiu și eu pe profit. Da, super, te-a luat somn acum. Păi cum mai fac eu 200 de kilometri mă cu tine așa?
Să găsesc benzină din pam 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 voastre de ștergă. Știam eu de ce le-am aprins, mă. Cum am pornit ștergătoarele, cum a venit și ploaia. Deci, în Mother Russia, ștergătoarele aduc ploaia. Da. Alt income. 900. Bun. Merge bine teaba. Vine banul. O să și plece banul. Încă un income, 1600. Bun. Vine banul, vine banul. Și pe ăsta alea somnul. Și o să înceapă să închidă ochii. Ochii. Să mă opresc. Sau să continui. Mă opresc, că am făcut puțin kilometri. Cicișa în parcarea. Enter. Gata, mai dormi destul. Și ploaia. Perfect. Îmi place volanul de la DAF ăsta. Arată bine. Mai ales pe ăsta care l-am modificat cu portocaliu. Arată foarte bine. Și avem un indicator de Paris. Și încep astea de taxare. Urăsc căcaturile astea. Mai am 150 de kilometri.
Cred că o să-i tai fața la asta urât. Bye bye now. Să accelerez și eu puțin și gata, vin intersecții, viraje, mașini și alte bășini. Super. Când ajung lângă barieră și aproape mă opresc de tot, fac să ridică și barierele. Oare ăla să fie Parisul? Mai am 42 de kilometri.
Să nu te faci roșu, să nu te faci roșu. Am avut noroc. Super, avem radare pe aici. Pacilișa. Și am ajuns la Paris. Am fost la Paris, e nașpa. Mai semnalizează mult mașina mea? Ce giratoriu. Ce ne urcăm pe el. Au, 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 au. Să nu nici că i-am mai dat, nu i-am mai dat nimic. Aoleu, e nașpa asta. Bă, dar ce țopă e tirul ăsta. Ia, încercăm să facem parcare așa. Un loc. N-a ieșit. Trebuia să mă plec mai devreme un pic. Gata. O să-mi scade ceva ca un lambulit. Hai să mai luăm unul. Rapid de la Paris. Ah, și o să apară Eurotrack Simulatorul Vive la France și probabil o să apară toată Franța aici. Și poate după apare și Spania și Portugalia. Ar fi frumos. Fac așa toată Europa. Și poate apar și amărâta de România, poate apare aici și Bulgaria. Mai ci? La München. München. 33. Bun asta. Let's go. Cam pătrățul stilul ăsta așa. E frumos. E drăguțel. Prea mult m-am dus. În față, mă.
753 de kilometri. Am de mers. Apare în bord ceva, un beculeț, cu atenție. O fi cam bulit ăla sau o fi de la aer? Se vede dacă se stinge. Ah, s-a stins, deci de la aer era. De la aer era. Și că 12 ore și 44 de minute fac, a? Nu, 12 ore fac până la München. Poate fac mai puțin. Sigur fac mai puțin, că merg mai repede. Normal, am prins 120 și acum e stație de taxare. Mă simt ca pe pod la Cernavodă. Numai că trebuie să mă opresc de mai multe ori. Îmi place să admir tirul ăsta. E frumos și oraș și de-aia îmi place mie. Da. Bă, uite ce e intrat ăla. Fac 700 de kilometri fără să adorm asta? Cred că dacă n-adorme el, adorm eu. Mă, e un somn. Doamne. Nu cad ochii în gură. Ah, și logic, stație de taxare.
21 de euro. Ce la DAF? Sau uman? Scania. Acum eu am căscat, nu stă din joc.
cam așa în stațiile voastre de taxare. Da, bun. Aici închei gameplay-ul de azi. Nu uitați. Like, comment și subscribe. Dacă v-a plăcut. Bun, la revedere.